Cauzele cele mai frecvente de producere a accidentelor de circulație continuă să rămână neacordarea de prioritate, depășirea neregulamentară, neadaptarea vitezei la particularitățile drumului și consumul de alcool. Lista cauzelor ce conduc la nefericitele evenimente de pe drumurile țării ar putea fi completată, însă doar una va mai fi amintită, pentru că ea a generat alt incident rutier, neatenția la volan. S-a întâmplat ieri după amiază, în imediata vecinătate a rambleului de cale ferată ce duce în Bulgaria, deci în apropierea punctului de trecere a frontierei în țara vecină de la sudul Dunării. Un cetățean bulgar a fost cel implicat în nedorită acțiune, ale cărui pagube materiale au fost sporite și de lovirea unui pom după părăsirea sensului de mers. Un cetățean bulgar, conducător auto, în timp ce se deplasa către rambleul de cale ferată, din cauza neatenției a pierdut controlul asupra autoturismului, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un copac. Din fericire, în urma impactului, nu au rezultat victime, au fost înregistrate doar pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat de polițiștii de la biroul rutier cu aparatul etilotest. În urma testării s-a constatat că acesta nu era sub influența băuturilor alcoolice. Neatentul șofer bulgar, în vârstă de peste 50 de ani, s-a ales cu mașina avariată, dar și cu o amendă, constând în 4 puncte de penalizare și plata a 420 de lei. Cazul de ieri, după amiază, dovedește că neavenitele ceasuri rele pot să apară nu numai în dreptul tinerilor teribiliști, ci și în dreptul conducătorilor cu mai multă experiență.